Despre Cioran și Truțea când discutăm? E, dacă mă e cu prostii din... A, mă scuzați că v-am odat, nu știu ce e în capul meu. Da, da. Nici eu nu știu ce e în capul tău, Cosim Mărculescu. Nici eu nu știu măcar ce e în capul meu. Nu știu, poate ai ceva probleme, întrucât văd că nu te regăsești. Da, este o emisiune în care nu mă regăsesc în acest compliment. Loc. Da, zi. Noi nu ne-am mai cunoscut până acum. Vreau să-ți fac un compliment. Da. Ești exact în cadratura de 8 martie, arăt ca un mărticior. Felicitări! Ești bun de pus la timp! Să mă dau? Da. 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 Și... Deci și-au tras sau nu? Asta e dilema veche. Nu, dragă Costin Mărculescu, dacă ai fi fost atent și dacă ai fi înțeles ceea ce am spus, reieșea clar că nu, și că a fost o farsă a lui Gabi Bădălău pentru a testa fidelitatea iubitei sale și nu a ieșit bine. Da. Și-a testat-o de tot. Bun. Vă spuneam că mai există o metodă de a face bani, dacă nu ți iese asta, pentru că până la urmă se dovedește a fi o farsă. Iubita lui Dodel i-a cerut lui Andrei Iordache 300 de euro. Mai bine dacă asta. Așa, prețuri de criză frumos. Da. Stai-mă puțin, că n-am zis cine e Dodel. Dodel e Tănase de la Steaua? Da. Ah. Fostul fotbalist. Fostul capitan al Stelei? Pe care l-a dat afară, mai înțeles? Le-a dat banderola lui Big Falvi. Care nu mai care pianul, că el e pianist, mai înțeles? A, zice că... Scuze, iartă-mă, uneori îmi vine să o fac pe Dodel.